Jucan. Sturzu. Prenume. Valentin Alexandru. Mihai. Și Răzvan. Locul și data nașterii. 28 august 1981, mândru că din Cluj-Napoca. București, 3 octombrie 1979. Ce porecle aveți? Nu am, Valentin. Cei mai mulți îmi spun Valentin. Captain, îmi spun prietenii mei aviatori. Ce funcție ocupați? Deocamdată, marea funcție a vieții mele este rebel cu o cauză. Încă membru CNA și când spun încă, îmi doresc să-ți plece toți membrii CNA. Formal, sunt președintele organizației de tineret, APSD, și deputat de București. Salutați-vă între voi. Salut, salut. Când erați mici, ce vroiați să vă faceți? Aviator. În niciun caz membru CNA. Și președinte. Spuneți un cuvânt despre următorii. Cătălin Măruță. Nu e bine. N-am cuvinte. Nu e bine, domnul Măruță. Dan Capatos. E și mai rău. La fel. Simona Gherghe. Nu pot despre Simona. Sărut mâna, doamnă. Din motive personale. Mădălin Ionescu. Sărut mâna, doamnă. Nicolae Guță. Da, de ce să spune despre Nicolae Guță? Istoria va spune despre el. V-am spus. Și Leo de la Strehaia. Cine? În aceeași categorie cu precedentul. Care a fost ultima emisiune pe care ați urmărit-o? Cred că aseară erau unii care făceau licitații pe National Geographic. Cred că cronica pe internet, cred că am văzut niște imagini. Ce persoană din politică vă enervează cel mai mult? Valentin Jucan. Gabriel Oprea. Nu-mi tăpace nici cum să stau liniștit. Dar din TV? Din televiziuni. Acolo e mai ușor să spunem cine nu mă enervează. Toți cei pe care i-am enumerat mai înainte și m-ați întrebat să le spun câte un cuvânt despre ei. Ar trebui ca membrii CNA să-și dea demisia? Da, 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 acum, da. Cu toții. Am 11 pagini, deja sunt scrise, așteaptă semnătura lor. Toți. Demisia. Când ați mințit ultima dată? Acum câteva minute, când am spus că... Mai înainte, când spuneam că nu am cuvinte despre cei pe care i-ați enumerat. Nu mă enervează chiar tot, mă enervează foarte mult de la televizor, da. Mesaj pentru Valentin Jucan. Demisia. Mesaj pentru Mihai Sturzu. Nu trebuia să fii în dreapta? Succes! Alegeți între Florin Călinescu sau Marius Tucă? Marius Tucă. Florin Călinescu. Pro TV sau Antena 1? Pro TV. X-Factor sau Vocea României? Mă cred că n-am văzut nici 5 secunde adunate din ambele emisiuni. Niciuna. Teleenciclopedia sau Omul care aduce cartea? Teleenciclopedia. Omul care aduce cartea. Seinfeld sau Familia Bundy? Seinfeld, forever. Unde ați petrecut ultima vacanță? Acasă, la Brașov. În Iordania. Sunteți gurmanzi? Da. Sunt gurmand doar de sărbători, doar acasă la Brașov. Care este mâncarea preferată? Orice mâncare pe care o mănânc acasă. În rest, mănânc orice. Cred că borduri expandate mai trebuie să mănânc și asta e. Mănânc de la benzinării, de chioșcuri, de oriunde. Mâncare de bame. Câteva cuvinte pentru telespectatori. Încercați să nu vă pierdeți încrederea în CNA. Vă rog să fiți telespectatorii unor programe care aduc și un pic de educație în viața noastră. Încercați. E cam trist ce se întâmplă acum la televizor, dar eu cred că doar dumneavoastră aveți puterea și eu vă ajut să schimbăm lucrurile astea în bine. Cultură generală. Aole. Cine a scris Ciocoii vechi și noi? Ha, nu știu. Răspuns corect, Nicolae Filimon. Câte județe are România? 41. 42. Răspuns corect, 41. Help, nu mai știu. Salutări pentru bebelușe. Oho. Ce dor mi-a fost de voi, bebelușilor. Cine mai e bebelușa în zilele noastre, că nu mai știu? Ioana nu mai e bebelușa, nu? Nu, da. Bună, Ioana. Salutări pentru Cârcotaș. Și pentru Cârcotaș, la fel. Cred că se fac vreo 15 ani de când am dat primul 3 interviu pe vremea aia. Mă bucur că în continuare suntem prieteni și că schimbăm țara în bine.